După Max, primul câine ghid de care a beneficiat un cuplu arădean de nevăzători, acum Angus, un labrador mai tânăr, dar care are aceeași pregătire, a devenit de o săptămână sprijinul unui alt nevăzător din Arad. Angus are 3 ani și a fost antrenat încă din primii ani de viață în Marea Britanie, la fel ca și ceilalți câini ghizi care ajung la beneficiari prin asociația Light Into Europe. În primele luni de viață, Angus a fost dresat la o școală specială, după care a intrat un an într-un program de voluntariat. Aradu a intrat în poziția celui de-al doilea câine ghid, Angus, prin intermediul fundației Light Into Europe. Dat fiind faptul că în Arad există deja un câine ghid pentru 2 nevăzători, lucru întâlnit mai rar în toată lumea, fiind doar 6 astfel de câini, domnul Cornel, beneficiarul lui Angus, a considerat că este foarte bine pentru dânsul să ia legătura cu noi. A avut loc un interviu telefonic prin care am făcut o evaluare. După această evaluare, domnul Cornel a venit la București pentru o evaluare mai amănunțită. Cu ajutorul filialei arădene a Asociației de Nevăzători, un cetățean a reușit să ia legătura cu școala de dresaj canin din București și să intre în posesia unui câine ghid. Desigur, procedura nu a fost ușoară. Arădeanul a avut de întocmit un dosar cu mai multe documente, care să fie în conformitate cu cerințele necesare primirii unui astfel de câine. După evaluarea dosarului, a fost acceptat și a stat o perioadă de probă în capitală pentru a se obișnui cu Angus. Pentru mine este foarte, foarte important acest câine, îmi asigură independență de a putea face cumpărături cu el. Am învățat 2 trasee fixe, piața, pot face cumpărături. Am învățat pentru relaxare faleza, de la mine de acasă până pe faleză. Chiar este destul de complicat acel traseu, dar acest câine mă ajută să mă ajung acolo. Chiar trecem pe sub pod, este chiar unde nu este trotuar și acest câine mă duce direct, urcăm în sus, perfect. Chiar dacă pentru nevăzători ajutorul pe care îl pot oferi acești câini este de nedescris, legea din România sprijină prea puțin finanțarea acestora. O altă problemă o reprezintă societatea, care nu este încă destul de educată pentru a conviețui alături de persoane cu nevoi speciale. Legea 448 prevede ca persoanele nevăzătoare să beneficieze cu ajutorul statului de acești câini ghizi. Problema este că în proiecția bugetară nu s-a alocat banii necesari. Legea există, nu se aplică, cum se întâmplă la noi în modul general. Angus răspunde doar la comenzi în engleză, așa cum a fost dresat. De asemenea, hrana lui este specială. El nu va accepta niciodată să fie hrănit de străini. Arădeanul pentru care labradorul a devenit cel mai bun prieten se bucură zilnic de compania sa și împreună vor avea multe de învățat, pentru că, de acum încolo, vor conviețui în fiecare zi.